corupției în mai multe milioane de zile, da? Da. Vă rog foarte mult, admirați-l, priviți-l în tăcere, vă rog să nu-l deranjați. Haideți că închidem! Vă rog, poftiți! Domnule președinte al Camerei, onorați membri ai Congresului. Moale, moale! Păi dacă eram acolo, cum începeam? Domnilor, pe ce să vadă? Domnule președinte al Camerei, onorați membri ai Congresului. Vin din România, o țară mare, pentru un glob pământesc atât de mic. Un vultur se rotește în tării, peste Carpații mei cu frunzi de piatră. Degeaba sper, în NATO nu vom fi, căci că n-am acvila aia tatuată. V-am dat o plasă cu-n tichet de masă, cu prânz și seară pentru-ntreaga țară. Ce faceți? Bine, mă simt foarte bine. Da? Numai că sunt așa puțin slăbit. Nu mai am deloc putere în mână. Simt cum mi se scurge printre degete. Nu mai simțiți puterea în mână? Nu. Simțiți așa cum vi se duce puterea? Da. Asta nu e bine. Auziți, dumneavoastră, veneați așa îngândurat de acolo. Mă plimbam ca Ovidiu pe malul mării, mă gândeam ca Tuțea și mă întrebam ca Cioran, eu la ce mă gândesc? Căci nu-i prea greu, că... Și a mai venit acum un portret de la maestru Ștefan Popa Popas. Să-l puneți la loc de cinste. Arată într-adevăr foarte bine. Principalul, era să zic urmăritor, antemergător în sondaj. Ați primit felicitări sau n-ați despachetat încă? Încă nu. Încă nu. Am și eu, venind direct la emisiune. În sfârșit. Am și eu un, am prins Parisul, Londra. Oficial. Președinția României, vă mulțumesc. Așa este foarte clar. M-am gândit ce cadou. Azi dimineață președintele Lucinski mi-a adus o sticlă, cred că mai mare decât asta. Mai mare? Da, mai mare decât asta. Dar avea aici, o aranjat, să avea portretul meu. M-am gândit, nu pot să, în România nu pot să mă duc așa ceva. Atunci m-am gândit să folosesc, poate o să vă dau mai târziu, m-am gândit acum să-mi folosesc prerogativa mea de comandant al armatei. Da? Și v-am adus un ordin de chemare urgentă la concentrare pentru perfecționarea pregătirii profesionale. Dar vă rog să-l citiți, inclusiv pe versă. Ia citiți. Ordin de chemare urgentă la concentrare pentru perfecționarea pregătirii personale. Domnul sublocotenent în rezervă Călinescu I. Florin, infanterie, născut în anul așa, domiciliat, locul de muncă, vă veți prezenta la data de 20 noiembrie, ora 6 dimineața, la unitatea din Plenița, unde am făcut armata... Serviciile lucrează. Cu Teodosie Znagoveanu, dar măcar să mi-l dați și pe dânsul, că am fost colegi de armată. O concentrare de instrucție în perioada 20-11-99, 1 aprilie 2000. La prezentare mi s-a dat cu dumneavoastră documentele și materiale specificate pe versul, mașina personală și un sac din plastic. Și un sac. În caz de neprezentare la data și era menționată, în prezent ordin veți suporta consecințele codului cutare care prevede pedepse variabile. Să vedem ce respectă. Instrucțiuni. La prezentare veți avea asupra dumneavoastră ordinul de chemare la mobilizare pliat și lipit cu lipici, livretul militar, buletinul de identitate tip NATO, tip MTO,
permisul de conducere auto cu mașină cu tot, actele medicale pe care le posedați asupra stării sănătății, până aici, să știți, pot să vadă. Deci până la, de la gât în sus nu pot, că nici doctorii nu s-au pronunțat ce sticleți. Actele medicale, am zis, din toate pe timp de zi și de noapte. Asupra stării. Obiecte de igienă personală obligatoriu pentru bărbierici și tuns, plapumă și saltea gonflabilă. Aș fi putut să apez la altă gonflabilă, 4 kg de cartofi și 2 pâini, un creion chimic și un pix cu pastă roșie. Am înțeles, mai am 5 ore să ne grăbim să dăm cuvântul holografului. E o premieră mondială undeva departe! Seama că nu pot să mai fiu eu. Sunt atâtea zile și atâtea nopți de când pe lume rătăcesc, fără să știu unde merg și de ce mai trăiesc. Poate de voi.